Mai multe mașini de poliție și ambulanțe, câte două echipaje de la Smurd și Descarcerare și peste 25 de pompieri au intervenit la locul accidentului. Potrivit polițiștilor, microbuzul plecase din corabia și trebuia să ajungă la pădurea Saru, unde călătorii urmau să fie preluați de un autocar care să-i ducă în Spania. S-au trezit însă în mijlocul unei tragedii. Microbuz a intrat cu viteză în curbă și nu a cedat... Nu a acordat prioritate la mașina de venea din sens, nu a făcut stopul. Am o lovitură puternică aici în piept, mâna, deci de moment n-am simțit nimic, dar acum văd că mă doare în continuu. Fetița dormea, dar m-am apucat de un să pun bagajele și m-am ținut bine de acolo, că altfel cred că mă prindea mult între scaune. Domnul, dar nici nu pot să vă spun, dacă era panion, că era toată lumea, zbierau, care mai de care, erau copii, zbierau, că nu știau fetița. Fata mea zbiera, era panicată, lumea, o femeie, deci a fost un haos total. După impact, victimele au ieșit din cele două vehicule pe unde au apucat. Atât șoferii cât și pasagerii au fost răniți, iar ambulanțele i-au transportat pe rând la spitalul din Balș. Alte câteva victime s-au prezentat singure la urgențe după ce au acuzat diferite dureri. Au rezultat din accident 14 victime, 10 persoane aflate în microbuzul de transport persoane și 4 aflate în autoturism. Din păcate, un pasager din autoturism a decedat, celelalte 10 persoane fiind transportate majoritatea la spitalul din Balș. Elicopterul a preluat un pacient politraumatizat, este vorba de un bărbat aflat în microbuz. Din primele verificări se pare că conducătorul microbuzului de transport persoane nu a acordat prioritate de trecere conducătorului autoturismului Cielo, intrând în coliziune cu acesta. Ulterior, o parte dintre victime au fost transferate de la spitalul din Balș la Craiova. Potrivit anchetatorilor, bărbatul mort, pasager în autoturism, avea 54 de ani și era din satul Alimonești, comuna Izvoarele. Traficul în zona în care s-a petrecut accidentul s-a desfășurat cu greutate mai bine de 2 ore până la finalizarea cercetărilor. Pompierii au spus că intervenția a fost una dificilă, având în vedere numărul mare de victime. La fața locului s-a deplasat și șeful ISU Old, colonelul Adrian Tănase, dar și prefectul Silviu Neacșu.